celor prezenți, vă rog să spuneți care este situația, să constatați și să ne comunicați pentru înregistrare și audio, care este situația, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea acestei ședințe ordinare care a fost convocată în conformitate cu prevederile legale în urmă cu 30 de zile. Vă rog, domnul secretar, conform, conform statutului societății ar trebui să fie prezenți 2/3 din numărul reprezentanților. Din 21. Din 21. Sunt prezenți doar 4, nu sunt în documente condițiile de vot. Având în vedere această situație penibilă, n-aș fi spus că este penibilă dacă în momentul anterior, acestei ședințe noastre, n-ar fi fost și o altă ședință programată. În această situație mă văd obligat să declar ședința închisă și să procedem la cele legale care au fost înscrise, adică amânarea pentru data de mâine, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi a ședinței. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi prezenți astăzi și sper ca mâine, la aceeași oră ca cea de astăzi, adică 13:30, să fiți prezenți pentru a putea îndeplini formalitățile necesare. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc în primul rând doamnelor care sunt prezente și, în general, ele astăzi ar fi avut și altă treabă. Toate acestea au dat dovadă de ceea ce ar trebui să avem mai mulți dintre noi. Vă mulțumesc! Declar.